ordine de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local de Regiuni în 2019, ora 13. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local de Regiuni din 26.07.2019. Cine pentru? Abținere, comandă. Proiect de hotărâre privind aprobarea președintelui de ședință, inițiator, primarul Comunei Decim, domnul Enea Ierenicu Ilian. Prezintă Comisia de Specialitate. Nu, nu mai. Da? Fără să putem, doar proiectele. Numai proiect, da. Bun. Cine ești pentru? Abține, contra. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuielilor al Comunei Regiei. Punctul numărul 3, cine pentru? Nu, tot trebuie să apără capă după aia. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de personal și serviciul public de salubrizare de regim. Punctul numărul 5, problemele proiectului care se spun de dezbatere consiliului. Cere întrebări direct. Acum, dar sunteți de acord și dacă sunteți de acord. Pentru că primul proiect, deja am trecut cu aici de ședință, vă propun proiectul numărul 2. 3. Vorba de rectificarea bugetară pe care am luat-o și practic ăsta e și scopul întâlnirii de astăzi. Inițial am vrut să o să trecem săptămâni, ținând cont că sunt de jurnic că avem festivalul frunze rugineni și am spus să nu ne mai continu cu ședința, dar pentru că e o situație de urgență și credeți-mă că două săptămâni am căutat soluții, nu știam cum să o duc la capăt. Mai ales că toți cei care au fost contactați de noi, deci nu știu, sume destul de mari și nu putea să ne permitem. E vorba de acoperișul la școala de lei. Unde a plouat, ținând cont și precipitații foarte mari de anul ăsta, ținând cont că soluția aleasă pentru inspectorul școlar nu a fost cea mai bună din punct de vedere, o instituție publică nu se pune niciodată o lumină. Și-au trecut și 15 ani de atunci. Da, fără asteneală, fără nimic. Am văzut o firmă, un băiat de la Brătina, vedea noastră în comun, nu știu cum se numește firma exact. Cum? Alexandru Josan. Mi-a făcut o preț cea mai bună, oferta cea mai bună, ținând cont că 700 și ceva de metri pătrați de acoperiș, ne face 75.000 de lei. Eu zic că un preț care nici măcar nu mă vedeam că putem să-l facem. Ținând cont că celelalte firme care au fost aduse, prețul era poate și mai mult de lucru, 140.000. Deja s-au făcut de lucrare, pentru că nu îmi permit să pierd timpul, mai ales că pe 900 începe școala, mai bine de jumătate din acoperiș e dat. Lucrează de bucățele pentru că nu are asteriale deloc și mi-e teamă să riscăm, eu știu, o ploaie, o lipicit avalent de tot. Au venit scândura, am înțeles că o parte din interior e desfăcută. Am luat banii de pe două obiective pe care noi le-am bugetat la începutul anului. E vorba de acea ciușmea pe care am gândit să o ducem de jos, din spatele școlii, să o ducem în sat. Încet, am zis că facem ciușmea acolo. Am luat 40.000 cu care am pus acolo și renunțăm la ea. Și 50.000 de la iluminatul stradal. Nu-i masă, dar de la camere. Supravegherea video și aia era necesară, dar e mai important la școală. Despre asta e vorba în proiectul respectiv. Dacă tot suntem aici, vreau să discutăm o altă problemă, nu era prinsă, dar pentru că la diverse ne găsim alte discuții, aș vrea să discutăm acum, pentru că tot despre școală e vorba. Am avut săptămâna trecută un control din partea prefecturii cu toate instituțiile centrale, domnul ISU, inspectorul școlar, domnul inspector Iorga, am vizitat toate școlile. În mare parte ne-a prezentat destul de bine. Probleme sunt la școala la Drăgucești, care, din păcate, nu arată deloc foarte bine. Nu arată bine, nu știu, ceva se întâmplă acolo. Vreau să găsim o soluție împreună. Să o scoatem la capăt. Adică mi-ar fi rușin să vin a doua oară și găsim aceeași situație. E curățenie. Oamenii și-au făcut treaba atât cât au putut. Nu știu. Parchetul cel e foarte tocit. Se vede urât. N-are față școala deloc. Au băgat lemnele acolo în curtea școlii. Niciodată nu le-am băgat eu când aduceam lemnele. Deci o soluție asta nu știu. Am băgat pe terenul de fotbal. Au intrat cu camionul, lita mai camion de 60 de tone. Au spart tot betonul la unei rampa de acces.
cei de la ISO au dat 20 de amendă că m-am făcut și fotografii optate cu mingea, cu piatra, cu pum, nu știu, cu ce au spart caseta de la, cum să vezi, tablou de curent electric. Praf, e ferferiță, poți orice îți spune una acolo, trebuie schimbat, nu costa să schimbă o firmă. În fine, am pus la sfârșitul anului școlar, la începutul anului ăsta, am pus 35.000 de lei pentru că am gândit noi să îi termoizolăm partea de spate, să facem o alee de acces până acolo. Eu aș propune, dacă sunteți de acord, nu știu dacă am șanse să am alți bani în afară de banii de acolo. Ținând cont că ultima rectificare de buget pe care ne-a dat guvernul, la Hilegiu 9.000 de lei, adică prețul la două porți la o casă. Ce s-a făcut 9.000 de lei, dar la Hilegiu. Asta banii nu dat, așa sunt, ăștia-i luate comuni, 175.000, 200.000, 200.000 de lei, nu știu. Poate că are politic, poate, nu știu care e explicația, dar fiind. Eu aș propune să schimbăm tot parchetul în sală de casă, să-i dăm cât de cât o față, că nu se poate, parchetul e foarte tocit. Partea aceea laminată nu mai e, Dorina nu mai spus o dată chestia asta, am avut o discuție vis-a-vis de parchetul ăla, dar am crezut că nu chiar în condițiile astea, băi, domnule, e toxic asta. Da, de ce nu trebuie? Deci a ajuns la stratul de MDF, care e MDF-ul. Căutați să vedeți unul din produsele care se folosește în construcție e de o toxicitate ceva imediat după asbest. Problema e că acest deci, la nefinisat sau nu vopsit sau nu-i acoperit. Problema că toate sunt de la a fost de o proastă calitate, în primul rând. S-a fost o greșeală acolo... Da, nu știu cine. Dar am avut un parchet foarte bun. A fost ăla de fac care stătea reașchetat și dau un lac și mai puteam încă de 7 ori așa. Vreau să căutăm din față. Bun, nu are rost, că se căută soluții, corect. Școală s-a făcut prin Banca Mondială, soluția a fost la nivel de inspectorat, nici măcar nu s-a întrebat o primărie, că așa acoperi și de la dealele. N-am fost întrebat să vedeți, doar făceau o lucrare în comun, dar lucrarea era făcut prin Banca Mondială. Trebuie să luăm un astfel de lucru, repede că începe școala unică. Deci eu aș spune așa, dacă dumneavoastră este de acord și să renunțăm la partea de a termoizola partea din spate, unde nu văd eficiența, mai ales că astăzi acolo nu mai sunt cursuri. Să o blocăm cumva accesul acolo, nu un merit în fals. Eu știu că sunt mai mult necesare, dar hai să cumpărăm măcar parchetul pe jos, pentru că nu deci foarte mult trebuie să opără școala, din cauza parchetului. În momentul când intre școală și în clasă și clasa e plină cu copii, lucrurile stau altfel, când intri în clasă, totul liber, nu copii, nu nimic, se vedea, dar tot, deci eu fost și rușine, că vă spune, spuneam pe fiecare, domnule, cu școala iartă jalii, sparte acolo, ciment, nu știu. Eu asta aș propune, banii aia să nu îi ducem pe termoizolație acum, poate, eu știu, poate pe toamnă, poate mai găsim o soluție, poate mai dăm rectificare, poate, nu știu, dar pentru că școala începe în 9 septembrie, ar fi 3 săptămâni și ar fi treaba că un pachet de bună calitate, mă uitam de mare, în jur de 50 de lei, da, poate, de poate și mai mult. Să fie un parchet foarte bun, de bună calitate. Nu trebuie să fie neapărat gros de 10, de 12, dar să fie... E o prață de jur de 50 de metri pătrați pe fiecare sală de clasă, adică ori 5, ori 25 de metri pătrați de parchet, ori manoperi care știm cu toții că depășește prețul de oarea parchetului. Poate nu o fi 50 de metri, dar o să fie 30 pași la o firmă care nu putem să pun... Probleme să nu găsești, oameni. Mă gândeam să-i fac o ofertă și să-mi trec tot băiatul la brătirea. Probabil, el nefiind pe tot TV, a fi de o firmă la început, poate e mai simplu să scoată... Și Cristi Pocaneța de firmă și aceeași problemă la început. Da, trebuie o firmă care să... Eu sunt pentru banii să rămână în comun. Niciodată nu aș accepta să duc banii la altă parte. Și care să mișcă repede. Problema e destul de grav să fie de oameni cu forță de lucru. Eu am vreo lucrare. Să scrie de sau pe loc, nu sunt mulțumit din nou de lucrările cum merg în comună, și la lei, și la cămic, și la dispensare, și peste toți, de la asfalt. Cauza principală lipsa oameni. Vorbeam cu primarul de Unește, și le spunea, domnule, și la pot, nu-mi place cum mergi, din cauza că nu sunt oameni. Nu sunt! Oamenii pleacă în afară, salariile sunt așa cum sunt. Deci, repet, sunteți de acord să așezăm sări de clasă, eu știu să facem aleea, să facem parchetul, eventual și aleea, urmând poate pe toamnă, dacă o găsim să o și termoizolăm și să duc bani acolo, eu vă întreb... Da, domnul primar, cum e prioritar? Deci, eu vă propun că prioritar acolo este, o dată, parchetul, dar mai e o cauză, deci încă un obiectiv urgent de efectuat. Supravegherea video la cei care au activitate de obicei. Care nu costă foarte mult, domnule. Cu 20-30 de milioane se rezolvă. I-a fost impusă nu 20 de mult. De ce cauză? Păi de ce un monitor și trei camere măcar? Nu. A fost... Acest problem acum... A fost comisarul de la ordine publică. Trebuie făcut un...
un plan de analiză și risc, care trebuie să faci dumneavoastră la filmul și eu la film toată lumea, care costă mult mai mult decât ne imaginăm. Adică undeva la 10-15 milioane vechi numai planul acela de analiză, care e un proiect, practic, aprobat de ordine public și nu mai știu ce. Plus firma care... Plus, da, ce, mie spui că stau cu... Eu am lucrat și am autorizație și lucrez așa, ce, sunt în fața camerelor, că pun la orice poate să fac. Din cauza că mă duc la construcție țară și mă lovesc de câte un domn birocrat, care nu mă ține pe loc, pentru nu știu câte notificări. Ieri am fost și am schimbat strâng de gât acolo cu ochiul. Și doamna prefectul i-a măsut? Da, doamna prefect e prefect. Ce să zic, am găsit totdeauna, înțelegea toți, și l-am văzut județean și la toată lumea. Dar știe cât e unul care chiar nu vrea atunci, ați plecați în concedii, nu-i interesează școala ce pe nouă. Domnule, e păcat că ai un lucru fi făcut. Și am vorbit cu doamna director, doamna director, pentru că au și ei bărâți pe bună și servicii, tot ce înseamnă, poți să înseamnă planul acela de analiză și risc pentru toate școli, nu doar pentru Drăgești, îl suport școala prin firma pe care deja au contat. Nu știu cine face, nu m-a interesat, nici nu-i nici treaba mea. Nu știu ce firmă face, știu că deja s-au luat măsuri, să lucrează la proiect. Până începutul anșoară, mie spune că o să fie în toate, în toate școlile, acele camere de vedere, cu monitor, cu tot ce trebuie, plus planul ăsta pe care îl cere poliția. Că poliția când vine, nu vine să mă întreb dacă am cameră. Hai, domnule, hârtie, am noi hârtie, nu moare pe toți. Hai, oameni, când vine PSP-ul în control, nu înțează că e curățenie pe roșu, cineva să mea spală și nu vorbează. Nu, ai hârtiuță, ai plătit 20 milioane autorizații? Nu, hai, scrie. În fine. Deci, o să camerele pune școala, noi punem parchetul. Dacă reușim să punem un bani... Alea nu vreau cum e și poate legea asta sau ceva pe acolo. Că oricum e problemă. Când ce floie, nu e complicat acolo. Copiii intră nu mai în școală și atunci chiar e problemă. Eu cred că asta a fost și cauza principală. Pentru că aceeași parchet și la DD, de exemplu. Pentru că Dumnezeu foarte mult de lucruri. Copiii vin săraci din valie. Văd cum noroi. Asta e adevărul, deci e din nou, e din pas. Vă spun eu mai sunt problema la DNA, că a fost doamna Cristea, deci copiii se schimbau la la școală. Deci erau papuși de schimb și lăsa la școală, papuși în mulari erau la ușă. Deci contează foarte mult și cum întreții. Nu s-a plătat altfel. Bun, deci asta am rezolvat. O altă problemă. Am primit luna trecută. Acum trebuie să mulete în urmă, cum a ajuns la televizor, în toate primăriile și toate școlile din țară, ajung niște bănuți de la guvern pentru modernizarea proporționalității. Le-am rectificat, vă puteți aminte, problema este că noi ADN riscăm să pierdem banii ce? Pentru că eu nu am soluție. Ne-au dat 600 de milioane, o sumă care iese din punct de vedere destul de mică pentru ceea ce le cer ei. Eu am gândit că banii ce pot folosi în modernizarea proporționalității existent. Și atunci era foarte simplu că banii ajungeau, schimbam geamuri, uși, grupă, vase din WC-ul, gresi, faianță și era frumos. Nu. Banii sunt doar pentru clădiri noi, ceea ce fac eu la Hiregiu, care l-am prins în muncet de anul trecut, sau pentru amenajarea grupului sanitar din interiorul școlii. Nu am nicio variantă la DRS să renunțăm la o sală și să facem grup sanitar. Bașca banii ne ajung, dar n-ar fi asta problemă, că mai completăm noi cu 5-10.000 de lei și o ducem la capăt. Am fost acolo cu domnul vice, cu domnul Ilie, cu colegi de-ai mei, cu la proiectare. Singura săliță în care s-ar preta să nu pierdem banii aceia, și chiar dacă măcar să o folosesc cu cadrizat și copiii mici la un moment dat, ar fi, cred că tot spus că se nu știu, unei magazia voastră acum, acolo. Acolo s-ar preta să facem două compartimente băieți, două fete și una pentru cadrizatice, una comună pentru cadrizatice. Nu știu dacă cei de la DSP să ia acord. Am întrebat doamna care a fost în control și mi-a spus că nu ar fi nicio problemă din punctul de vedere. Mi-e teamă pentru că noi acum nu avem apă curentă zilnic. Păi asta și... e, dacă că mai a fost la școală. Și asta e o altă problemă. Să spunem că nu-l folosim mereu, îl folosim copiii să mai folosească, nu este apă pe cel de afară, care oricum e condiții tot de bune, că fata aia își face treaba acolo și bravo ei. Și atunci să amenajăm să fie, măcar pentru copiii în grădiniță și atunci când e foarte frig, eu știu, să mai folosim. Nu știu. Ce s-o, am fost acolo, m-am uitat, să împărțim să facem calculatoare în două, să facem în magazine. Pentru că oricum, viitorul și apropiat și depărtat, copiii nu vor mai fi ca să ocupe toată școala, ce să avem săl de clasă. Că să fie clar, că la unul la altul, cine puțin copii. Clar că 1-4 și grădința va fi acolo, cred că, bun, zic eu, din punct de vedere. Și atunci, doar pentru 1-4 s-ar plăta să avem din grupul interiorul școlii și să folosim și bănuții alea. Pentru că întrebarea mea este, domnule, suplimentați fondurile astea, că dacă nu le suplimentați, eu e nimic simplu. Eu caut o firmă de proiectare imediat, îmi faci un proiect care mă costă 2 miliarde jumate, 3, ca și la Hiregiu, o clădire de
100 de metri, 10 metri pătrați, așa cum trebuie să fie făcută și să reprezinte toate, să respecte toate normele, dar e șansă ca eu să primesc fonduri. Nu, nu, așa sunt tot mai alocați. Și atunci nu pot să mă bag într-o chestie când nu duc la capăt. Să facem doar proiecte, în cortic, am proiecte în primărie, nu mai eu știu, teancă, nu e finanța de pie. Asta aș face eu. Am luat în calcul, pentru că vorbeam cu colegii mei, la, cu colegii mei la Berzun și spuneam că voi m-am interesat și o să iau două moduli de, din cele echipate, să o lipez de școală, doar sparg un geam și fac intrare. Am întrebat la inspectorat. Nu ne decontează. Cel puțin la inspectoratul școlar Bacău. La inspectorat ar fi de acord. Dar noi nu decontează. Dar nu știu dacă stă, dă foarte bine să punem în mijlocul clasic, în mijlocul curții acolo, un modul de container, cum îi spune. Dacă are să fie, dacă are să fie utilat pe grupul sanitar, să aibă... Nu știu, acolo aș vedea soluția. Am zis că dacă voi sunteți în activitate și o să vii săptămâna care vine, să ne constăm cu toți acolo, dacă găsim soluție și o facem cu constructorul, pentru că 60.000 de lei ăștia ne-ar ajunge suficient să, să amenajăm în interior. Și acolo nu am nevoie de auto, dați nevoie de arăt, nu nevoie de nimic. Doar să facem două bărbați, o femeie, un hol pe mijloc frumos și în partea stângă acolo am zis să facem una pentru candidatice. Dar, repet, folosința va fi așa cum o știm. Știi? Nu știu, o să ne consultăm. Da. Dacă aveți nevoie ceva întrebări în vizavie de ce am discutat, dacă nu, o să puneți pe aprobare, cine este pentru, împotrivă, abțineri nu sunt. Nu dați-o pe ei, vă fac treaba, domnul. Trecem la următorul punct. Aprobarea caietului de sarcini al serviciului public de talutizare al Comunei Energiu. Am trecut prin hotărârea Consiliului Local 31 din 13-7 să înființeze serviciul public de talutizare. Atunci s-a aprobat și caietul de sarcini. Dar prin ordonanța 74/2018, care modifică legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, se impune în, în sarcina autorităților administrației publice locale obligații privind colectarea separată a deșeurilor de cutie, metal, plastic și sticlă, precum și atingerea până la 31 decembrie 2020 a unui procent de reciclare de minim 50% din masa totală generală pentru aceste deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă. Și ne obligă să introducem în caietul de sarcini indicatori de performanță privind aceste noi obligații. Am fi putut să modificăm caietul de sarcini, dar este mult mai greu să lucrez pe un caiet de sarcini cu modificări și atunci îl modificăm în întregime și adăugăm aceste noi cerințe privind colectarea separată și noi indicatori de performanță care sunt anexă la caietul de sarcini al Serviciului Public de Salubrizare. Și am stat de 40-60 în 2019. Poftiți? Cât e 40-60 în 2019, nu? Sau 37%? Procentul de... 50%. Nu, ăla până în 2020, 2019. Nu știu. Dar cine știe cât noi producem noi... Deci, a zis, doamne, că a ajuns undeva la 40%. Am o problemă gravă cu noi, mă sper. Eu cred că dacă am comentat tot gunoiul care se produce, nu știu, serios, acum, astăzi am văzut în fel ca acolo aruncat gunoi. Cineva zice, doamne, au venit niște dubii. Au spălat pe acolo, mă rog, duba, din balii, din cine, și din dubă, din dubă au aruncat jos acolo. Bă, bă, dar nu se poate așa ceva. Chiar vă rog să vă uitați. Intrați numai un pic spre părâu și vedeți în dreapta. Deci dozii, bidoane, sacoșii, cu toate astea, deci de tot mult. Ok, noastră, e dezastru, nu? Trebuie adis pe gunoi pe care îl colectăm astăzi, pentru că nu colectăm absolut deloc cum ar fi trebuit și cum ar fi normal, conform legii. Nu, 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 nu vrem să învățăm. Da, nu vrem să învățăm. Nu, nu-i place să fie impostori. Eu nu vreau să zic, nu am lăsat gunoiul la poartă, frate, dacă duci să-l bagi. Sau undeva unde se poate colecta. Deci luna asta, luna asta, mi-a venit factură de 8.200-8.300. Noi nu reușim să încasăm banii ăștia, nu mai vorbesc de plata și de angajaților, plus de cheltuiala mașinii. Nu reușim. Dacă am fi
fi capabil, să măcar nu iute, nu să-și măcar eu n-am încercat. Am încercat și nu am putut. Să produce pungi. Eu la mine la cafenea acolo e foarte mult. Ia zi-mi, eu ți-am pus 5 containe, ce vreau să te rog frumos, măcar la tine, să pune sticlă, hârtie, ia ține corsăra. Dar vine un angajator cu de acolo, vin copiii, se dar vin, ăsta e consumatorul, ăla e problemă. Am scățit pilacă și nu mai depunem și apune separat. Dar mai cine mai stai până fiind cu noi? Deci nu vrem să învățăm. Am fost cu Vali, la Cernat, zic bine? Da. Da, unii pot de un prieten care i-a ce pâine, nu știu ce, eu am trecut la poartă, am luat niște cartofi, să nimeni să fie prieten cu el. Soția lui era încasatoare la firmă Genadis, la anului, nu știu cum se numește, a trecut să-i plece. Dom'le, dar când la noi, de 2 ani de zile, lumea a învățat. Astăzi se colectează doar deșeuri din plastic. Mâine luăm doar deșeuri din sticlă. Așa și voi. Dar scoate ea. Tomberonul a pus sticla astăzi, omul, civilizat omul. De aici până acolo sunt 80 km, 100 km. Că la ce poate mă așa, noi nu putem. Cum să vin cu după cu bani? Ce trebuie. Dar eu nu se leagă următorul lucru, adică, sincer, e făcut apel. Chiar o să mă așa acum la festival, că aveți ocazia, faci două oameni, mă, după acasă, aiurea, tot. De acolo trebuie să mai ajut la aduri cineva. Toate astea în comparație cu oameni. Sincer, nu mai am ce e, oare să lăsă un pas să vă cum? Luni dimineața să vedeți ce e acolo. Nu, nu, nu. Eu făcut apel către ei. Sunt mult mai arunci în râcă, că e dezastru. Problema este, eu cred că acolo, la ce zici, la un vârf, o dată că îi trece în Carpație, în al doilea rând, este că s-au și implicat, mai mult. Corpii, corpii, adică dacă ăla scoate, scoate ăsta la poartă, sapul, sau scoate ăsta, cum se cheamă, tomberonul. Păi ăla are 3 tomberoane, nu? Sau are un sat, sau pisaci. Sau dacă nu știu, să faci o chestie, 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 nu știu, să părinții, eu aici am o problemă gravă. Pentru dacă tu părinții mă suni și zici, "Doamne, treaba primării, ține primar să curățenie." Normal copilul ăsta aude acolo, "Doamne, treaba primării, ăștia are al lor ajutor social." Vine un mare mare băiat, plecat afară. Da, mă rog, dacă spun o să nu îl spuneți aici. Da, nu știu ce spun nicio problemă. Bă, dai frumos, măcar așa că își mă luat o bere, nu știu undeva, la moment, la cutie, o bea și vine către magazinul Madrid. O băut un băut și o aruncat între paleții de ciment. Bă, da, mă, așa, dar ce să le cineva de acolo, arunci cutia aia? Bă, dar unde ai văzut așa? Da, ce zice, ai o cutie, doar când faci curățenie, mă, ești pe aia. Bă, da, halul ăsta. Bă, da, halul ăsta. Doamne, dezastru, nu așa, bă, deci nu se poate. Eu cred că soluția, cred că soluția asta este alta. Trebuie implicat odată. Și noi, început. Al doua, campanie de conștientizare, asta care e așa, depinde. Depinde de multe moduri. Și a doua, ultima sancționat. Cred că o campanie de conștientizare ar fi cea mai bună. Deci am dus. Eu am, mi-a părut rău, dacă avea telefonul deschis, îl filmam. Și chiar o puneam, cu tot din lată. Și acum atât vrea să spun. Și o poză pus undeva, bă, și la ăla, și la ăla, ce nu spune? Este mai de rușine, serios, o campanie de rușinare cred că ar dat care aruncă nu mai multe. Da, altfel, stăm, discutăm și cum se face nici. Deci, o întrebare, cum colectați? Sunt care vă aduc la poartă și cu noi menajer. Nu, ăla nu ia. Ei, la Hilegiu, dacă te mai așa pe poartă, te ajută la gunoiul, unde bagă, pune gunoiul, pune, taie frunze, taie via, taie frunzele. Ce? Toți au telefonul meu. Nu-i rău. M-a ajutat chestia asta, e final. Eu, da, facerea chestia. Cum e un bun o trage. Și la 12 noaptea, îl sună măsa în Anglia și îl vine la 10 la muncă, cu două ori înaintea noastră. Eu nu știu că la 12 doar. Adică ce dau primarul de la poartă și nu lași mama cu noi? Dar tu știi că mama ești și fără nu știu unde. Nu dau primarul, dar vreau trăiești în parte în 24. Dar nu-i vorba de aia. Dar sunt de acord. Eu mi-am asumat-o și nu spun ca un reproș. Sunt de acord cu chestia asta. Mie mi se pare normal să răspund la telefon. Cum mi se pare normal ca și tu să ai un bun simț minim și să știi că la 12 noapte nu sună un om. Sună la 8. Că ăsta și ăsta. Ăsta doar. Nu sună la 12 noapte să întrebi dacă... Ideea că, așa, discutăm și atât, urmează, discuția aia, dar nu cu ce. Trebuie să începem. Domnule, ăștia sunt sarcini,
Ești luni, lunea la mână, o să mă mai autosat cu sat, împreună cu perceptorul, ca să mai corectăm dați și să ne spunem că cine nu vrea să facă cu unul, așa cum am avut o hotărâre, domnule, să repete, nu știu câta oară, nu vrei să fac mult, nu vrei să fac contract, nu vrei să faci contract, nu e nicio problemă. Taxa este de mare, de 6 lei. Oricum o să plătești. Și dacă tot plătești, dă domnule cu noi la poartă. Nu ai bani să iei un drum foarte bine la primărie, mai am vreo 200, poți să mai dau un degeaba. Dar să-l cumpere, dacă ești om civilizat, îți cumpere totul, e 80 de lei, 100 de lei, doamne, rog, la un dat, ți-am dat eu unul, dar nu-i pe viață, că nu poți să te umple cu piatră, când îl ia băieții să-l răstoarnă, nu rupi. Eu vă arăt aruncate, dacă mergeți, vă arăt 3, aruncate în fel. Păi dacă le rupi, nu mai rupi ce faci, când umple cu piatră, când îl mătra din beton, are 300 de kilograme, cât să ținu și cum vreau încerca. Când ăștia, când îl prind în cleș, nici nu poate de ei cu mâna să răstoarnă, vă dați seama, când carte, mai ieși iarna, când mai îngheață, E problema acolo destul de... Noi am explicat, omul a înțeles. Este revoltat, dar nu au dreptate deloc, pentru că e o chestie care nu o poate face primăria Helegiu. Tot ce înseamnă șanță, stânga, dreapta, pe drumul național, e din administrarea drumurilor naționale. Nu pot să fac nimic. Eu le-aș betona, dacă aș avea bani. Dar dacă eu le betonez, intru sub incidența legii și sunt amendat. De exemplu, e Ciortea, care n-am ce acum nu am recepționat-o. Nu vor să-mi dea voie să recepționez pentru că am tonat asfalt până lângă, beton până lângă asfalt. Vor să tai din asfaltul ăla 7 metri și nu știu cât, ca să am 12 metri la șoselii, că așa spune legea, că nu trebuie să ne interesăm cu drumul național. 12 metri e al drumul național. Dom'le, ce să-l stric acum dacă e bun? Când vei face... Care-i partea favorabilă la lucrul ăsta? Mă interesează. Să tai betonul și să... Spune, ce spune față lege. Așa e legea. Dar nu spui, n-ați văzut chestia la jucători, frate, dar vin după asfalt și intră pe beton. Deci m-am oprit cu șanțul betonat, un pic la 45 și apoi ne-am oprit, pentru că au venit, s-au oprit acolo, mă chema și dacă continuați de aici, orice se întâmplă de acum încolo, accident, mașină, sunteți direct răspunzători. Și m-am oprit, n-am dat curajul, pentru că ce se întâmplă? Când intră unul cu o mașină... Dar constatarea ce nu face la accident datorită cauză? Poliția. Păi și atunci, dar ține bun. Păi da, dar o să spună că mă dă de cauză, spună că a fost accidentat mortal, frate Dumnezeu, sau foarte grav, din cauza o lipsă izbit în șanțul betonat. Dacă era șanț de pământ cum au drumul național, mi-aș fost același un pat. Asta mi-a motivat, nu știu cum o iau de la drumul național. Nu știu cum îi zice, am dat foarte două din drumul. Păi nu, că am făcut acolo la Săleanu, un deal la Fănic Săleanu, cu Dumnezeu curge apă și am făcut șanț betonat, o vei pe capul nostru. Dom'le, dar era treaba ta. Eu mereu scot cu bul de excavatorul, că nu se poate circula pe acolo. Am văzut să luți și am betonat-o 10 metri apart și metri apart. Nu, nu aveți voie, că e adunat național, nu aveți voie să-l faceți. Ca și cu alea betonat, una în jumătate trebuie să iau avizi la ei. Și acum, ce cale de rezolvare facem? O să riscăm, dar i-am spus cum. Cu decolmatăm șanțul acela dintr-o parte și din alta ulții ca cea din oasa, cu buldo-ul nostru excavator, la fel de pământ, cum e, nu umblăm cu altceva, doar să desfacem. Să cărăm pământul de acolo cu camion, să cărăm un camion și atât, așa nu poți, nu poți să vorbim de betoane. Să revoltați la maxim, că nu bine apa, că se duce, că îi redau făcut acolo un parapet, să zic așa. Bine apa. E cu două pisoate pe capul. Eu mai am o problemă și nu poate chiar nu... Dacă ești un gospodar să găsesc o visită. Un om gospodar își face și o șanță în fața porții, un gospodar își face și o poartă cu o temelie mai înaltă, nu intre apa în curte, dacă vrei de drum. Vii toată o pic la primărie. Bă, și aici n-am face dacă am dat bani? N-am face, e revoltat. Știu care ți-ai revoltat. Am și eu o cerere din partea oamenilor din strada Turău, prin care vă roagă să faceți ceva cu drumul dumneavoastră. Cine strada Turău? Strada Turău la Brătila, de la Mama Poșteriții la Vale. Nu, știu. 40 de persoane au semnat. A venit la mine ieri sau la tăieri, băiatul ăla cu stas, nu știu. Aro. Așa. Și am spus că voi trimite un bulldozer acolo. Ce se întâmplă? A mai fost de două ori bulldozer acolo. Pe fiecare viitor situația este aceeași. Soluția acolo e că așa refugiești. Indiguită, un proiect, bani. Pe fiecare proiect. Credeți-mă că nu sunt șanțuri acolo. Nu sunt șanțuri. Acolo trebuie accesul ca la drăgugești pe vale pe un pârâu. Când se umflă pârâul la mare,
tot ce împingi tu cu buldozerul, el e pământ reavă în balastă reavă și până alea primul. Mai zic acolo la Ron, la, mai e o bătrânătate mare, la Ron, vecina. Da, da, acolo e un cot, așa, e un cot. Acolo sapă în continuu apa. Vine la folia cu viteză, după care își vede viteză și încește la import. Da, după să scurcă apa la vale, să nu vedem dacă nu știu. Păi nu, dar nu, nu-i vorba de scurs, nu, nu știi înseamnă că nu, ne-ai vorbit loc acolo. Trebuie indibuit, trebuie făcut petoane. Trebuie nouă petoane, cel mai corect. Nu, acolo îi dă bani. Dar nu trebuie să dă bani, chiar iau și accesul în curte acolo. Apa când se umple, când se umple, plouă, îi strică. Când nu mai plouă, mai două luni, e ok. Exact situația de la Drăghicești. Exact ce e situația de la Drăghicești. Da, anul trecut, acum 2 ani, am fost eu cu fundul. La fel, am făcut, ne-am făcut acces. Încă au luat o conductă de apă, care vine în Muntenie, ne-au reparat-o. Și nu spun cu scandal cu cei de la Vale. Nu la palatul de aici, nu pe de aici. Ce să fac? Nu să le mai știu. Nu la mult pis în corp. La necurajul subiectului din genic. Chineți în deal la Vale. După la Vale, o să plece cu totul la Vale. Care mai faci? Nicolae Chineț, Vasile Chineț. Pe ulița e la de la magazinul tău de acolo, orice în deal. Nu e cu Vale Chineț. Da. Nu știu ce s-a întâmplat. Au venit tot la fel din cauza ploilor puternice. M-am fost acum, m-am uitat cu un proiectant. Nu știu ce soluție asta. Măcar o soluție din avare așa până la anul. E mâncat cam un metru din drum. Mă rămas cam 2 metri jumătate. Bine, tot ei sunt într-un fel vinovați acolo. Că am văzut cum stau. Au scos pământul din curte fiecare, că și-au mai construit ceva. Și-au pus ca la noi. Dar știți că se pune de gard. Cam 10-15 metri și apă de gardul pământul ăla. S-a făcut o drum de pământ. Apa când a venit mare și-a plouat foarte mult. O plecat un stânga, a deviat, o circulația nu a mai fost pe drumul cu un bătut, pe drumul compactat, unde era vechi. S-a mutat în partea cealaltă, nu trebuia să oprească pământul, nu era sau cine de domnul acolo. Treaba e că vreo 15 metri au plecat din toată râpa acelea vale, tot cu gardul, tot, am făcut și clasa de urgență. Nu știu soluții cum să-mi păzesc banii acolo. Măcar să... E vin cu soluții, cu ță, băgate, graf, nu. Trebuie să parapet și foarte înalt. Trebuie să îi sprijin. E foarte înalt. Deci cam 10 metri pe lungime și cam 1 metru jumătate pe mare. Sau cam 2. Dar problema e că dacă se întâmplă drumul ăla, nu fără acces, sau vreo 20 familii, dar e pericol și de la casă de acolo. Pe au făcut case pe hată. Sunt magazini, case făcute pe gard, așa, și dau, știi? Toată apa normal. Băi, noi suntem principalii vinovați în ce se întâmplă cu natura asta. Noi ne-am... Ieri mă chema sunul aici la mine, când trase o jumătate de metru în drum. Da, mi-e la chine, ce bun, eu zic și un plan jumătate de metru. Un truc la pun. Că ce puta o să se facă din vale, m-am ieșit de ala. Da, e bine, puta oameni și acum intră cu o mașină cu... Unii au venit lui bine. Dar ce nu e bine, din curte cu un metru, ce cu un metru în drum. La Deveni, cum se făcut canalizarea, întreabă persoanele acolo care sunt etapele sau vor să se branșeze la... Foarte mulți dintre ei și au făcut deja. Etapele sunt în felul următor. Prima dată din la primărie face un cinci. Da. Deci 8 ani din brașa mică, să nu cinci deja ei. Ia legătura cu Marius, că o să fie Marius acolo. Și le-am dat voie să facă regii proprii, pentru că dacă îl faci în cofinul autorizat, îi costă foarte mult. Le-a pus tuturor aceeași treabă, să cumpere țeavă de 110 dintre aia gardină, care da, e practic. Da. Să calculeze care e cămin cel mai aproape din țeavă lui. Sunt țeavă de cămin cu țeavă de 110. Apoi pun balasul la anda, prin ajutul Dumnezeu, cum am asfaltat-o, ea se compactează tot în toată iarna asta. M-a spus să trezească chiar cam mulțumesc. Da, acum că... Tu mi-a asfalt și că el vrea să brașeze la apă. Au stat o viață întreagă la DLM fără apă, fără asfalt, acum da. Natura ta asfaltului e potrivit. Familii chiar nu au tras apă până acum, acum că tati, nu mai... Gândesc tot un genul așa de cauza săpăturilor. Dar eu e mult că nu asfaltăm anul ăsta. Nici n-am bani, nici n-am și nu am motorii. Anul ăsta aveți timp să-l găuriți cum vreți voi. La anul, cum tu nu asfalt, prin drumul bisericii acolo și prin Island, în ce mai e acolo, nu... La cea pentru că mi se pată. Mi stă până într-un moment. Mi se pot trăi, acolo frumos, cu costel, de sub poate, că dreptul la apă, dar o viață întreagă la a fost asfalt. O viață, apa și zice la de la zi. N-ai avut chestia ce-o țeavă acum timp. Dar când era? Când era compactorul, era compactat, urma să vină asfaltul la două, asfalt. Da, durea, nu, asta a fost vinerea și lunea trebuia să toane asfaltul. Și vinerea nu, că el trebuie să-l bage apă, că nu mai poate. Ce vreau să întreb, cu povară care a fost aici?
Deci eu l-am gândit să pun pe panta asta toată la școală, la căminul cultural, să pavez toată fața, cât se vede frumos. E normal, eu ies iar la pineri și pot scosi. Asta am gândit-o eu acum, aveți toate soluții și tot. Nu, gândiți-vă la drăguții ăștia, la Troiță, unde se face ăsta. Iordanul, așa. Mă vedeam să iei Troița și avem o fără de acces mică până la fontele. De ce? Nu, nu, nu. Dar trebuie 500 de metri de pavez. Nu, eu am acolo un munte de... Că se poate întâmpla că... Bine, când e înghețat, dar se poate întâmpla să fie un plinul de astea la așa. Nu înseamnă cum se face acolo. 50-50 și plin de pământ, de pe acolo. Așa acolo fața pavezelul, la școală. Acolo... Da, așa, acolo eu... Agați acolo mașină. Nu, ideea ce spune... Ideea era așa, când s-au făcut drumul acolo, cu față la Florin Tănase, acolo, acolo, turn, între Florin și asfalt, o rămas așa, s-au pus niște balastru, și ala, fiind colacul așa, da, da, și acum când se întâlnesc două mașini, cum merge să... Dar și dacă parchezi acolo și la școală, pe la fel, la casă, sigur. Dar nu e casă, că sunt 10, sunt casă. Nu, că e destul de lat dacă azi ai făcut. Păi, oricum, e destul de lat dacă azi ai făcut. Păi, să uităm. Aici l-am gândit eu, dar nu am spus, că simt să vorbesc cu cineva. Vorbim și cu... S-ar vedea frumos toată panta asta, apropo să fie... Și cu zăbunul, câțiva metri în jurul la... Domnul primar, la Drăguțești, asfaltul, lucrează băieți, au pedicit. Ați văzut cam cum au lucrat? Un fel de, adică arată cam cu 10% mai bine tarda prima dată. Deci crezi, vă spun că eu i-am duce acum recepția, nu ați întrebat? Deci, cel puțin acolo la intrare... Eu asfaltat acolo, bă, ce dracu, că nu putea să mă facă la reparația aia de la intrare în sat, deci un introiță, de dreapta, la prima casă acolo, acolo au mai făcut încă două dâmpuri. Nu știu cum, ce fel, deci dacă, chiar astăzi oprit, m-a oprit cineva un băiat și zice, băi, nu, dar dacă pune dracu unul scândru de 1,5 m și se uită, cred că încape câine sub scândrul. În ce fel e? Dacă tot au venit cu asfalt, domnule, cred că, nu știu, la lopată, la ce dracu l-a întins, cum l-a întins, nu-mi dau seama, dar... E nu mai așa. N-a venit nimic acolo, era intrasa apă și... Nu, nu, cu cine l-a plăcut, cu la mână? La mână, nu știm cum, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână. Și nu mai spun că au continuat aceiași măgării și asta fac și acum, la momentul ăsta, pus moala aia, e de... E de... Cu smântânea așa. E dezastru. Rigolul e toate scrăpate, deci nu știu cum o să... Nu am ce face absolut nimic, decât doar să o dau o judecată. Da, mă, faci un dimensiu, dar când mai avem bugetul ăla, să mai facem asta sau acolo. De asta mi-am dat recepții, în situații care stă cu toată firmă, nu sunt serioasă, îți bați joc. Ai mare bătaie de joc. Profită de noi că... Și fiind după aia la Căleuva, și acolo a început să apară o gaură. Nu-i mare, dar... Da, așa, nu-i... Nici de neglijat, că vine perioada rece, iar. Și ce facem cu centru? Că de ce în ce arată ca o zi la alta perioada de serică? Pe centru s-a pus testul asta, zona care vine de luni. Dar nu vă punem asfalt acolo, acolo nu pot să pun asfalt. Mă pun ceva de spate, de betoane, de spate, de stricat, drumul ăla. Și peticiuni, să ai de peticiuni ceva, să punem beton măcar. Nu, asfalt în peticiuni. Eu tot sper acolo în primăvară să pe primăvară. Nu, nu, e pe cel peticiuni, asta e clar. Nu. Deci trebuie făcut ceva. Eu am uitat firma care m-a dus-o la vrătirea. Eu am fost foarte mulțumit. Drumul să simtă, vedea că e pus petic. Ce e păcat? Acolo poate văzut. Nu simt că l-au pus pe ei. Aia, ăștia au făcut o dragă de... Aia, o firmă, stăm câine. Care ne-am încurcat cu ea, nu știu câtă vina am eu, am și eu oare de parte până la bani. A fost firma care a câștigat licitația și bate joc din ei. Bate joc. Este firme care sunt... Mai avea leac și intră în faliment, nu au oameni, au cine lucrau. Le-a plecat inginer, le-a plecat oameni. Domnul primar, la Brădina, acum îi dăm o judecată, o să-i dăm o judecată și o să ne judecăm cu ei 2-3 ani de zile, cheltuim bani și cu avocat și nu am câștigat. Nu știu, nu știu. Nu știu, nu știu. Nu știu, nu știu. Nu le-am dat o recepție, nu există. Nu e recepționat, atât cu dovada clară că e lucrat șansa acolo. Eu nu le dau, nu mă joc, eu nu mă risc viitorul meu. Și la Drăguțești este acolo, măcar nu știu, sau că nu știu, băi, măcar pentru un șans, pe partea dreapta, oricum, acolo e deja, nu știu, vine perioada de iarnă, iar vine de asta, vă să ploaie. De ce? La biserică, vorbim, zic, pana la biserică. Nu, dar acolo avem bani puși și contractul firmă încheiată de luni. S-a apucut de la biserică în jos cu interlocutea școlii, șanț și pe stânga și face șanțul? Asta e așa de la... Nu ar face cu biscuiți? Nu știu dacă...
știu că șanțul se face de la Păcuțaia la Diana, nu mă știu, până acolo e impuză, la Vasilii... Da. La Vasilii. Dar ar fi bine să faceți acolo, de acolo se desface de acolo. Se face și de acolo. Dar pe dreapta face cu biscuiți. Da, îi face cu biscuiți și dă drumul pe mijlocul drumului și iese cumva la cu râu. Da. Am taie-o betonez, am băgat scoasea la cei betonează câte obedii acolo și o să... Aia nu înțeleg, o să ai de la ce se vezi, la cum primi pe noua... Pare de pe acolo, pare de pe cip, cu aia am văzut și eu ieri, am făcut chiar la seara, am fost la Pogaur, acolo chiar în fost casa lui Scorțanu. Vineam la de față, am intrat, eram cu opet, am gândit el, spuseam la Costi cu Mocan. Nu, dar aia când șase se rămâi cu mașina... Am luat-o ca lumea, nu mă stării și ăla de la bară, nu mai am acolo. Pe cea pe care l-a tine cu cimentul, era cu cimentul încărcat. Da, asta. Bun, deci pot să vorbesc cu preotul Vodă, dacă e de acord și eu de Tăzău, de la șpiatul cu pavajul acolo? Da, pe preotul Vodă, îi betonăm toate... Nu, 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 vorbim de cealaltă. Da, da, da. Păi și eu cu chestia. Ai primit de partea după la băie? Nu ești consultat. Eu acum mă plâng, n-am pasă cu părul școală. Deci mi-am dat 9.000 de lei, repet, 9.000 de lei, deci sunt banii pe care am primit acum la ultima oară la unificare de buget, prin guvern, 9.000 de lei. Asta înseamnă 9.000 de lei. Ia atunci la bani, domnule, e mai aproape de lei ca plătirea ta. Dar nu, domnule, dar azi de lei, oare ce am plătit la din 10 ani în urmă, asfalt până în capătul satului. Mâine, următoarea etapă va fi să ai orice canalizare. Ăștia au un noroc de apă, de asfalt, canalizare, cămini, ce trebuie la plătirea ce am avut noroc? Așa este. Mă, iei, trebuie să fie. Măcar apă să-mi dai apă, dar la urmă. Voi n-ați văzut că ați băgați apă, că domnișoara când era aici... A, să fie un știi tu, nu era aici, nu era aici. Nu era aici. La ciorca pe drumul a betonat. Și ce nu o să vedeți? Oamenii că îmbrat pe cât degeaba, pentru că au crescut sau câmp și copaci, încertat Felix cu Hârjanul acolo, că nu se vede nimic. Și nici nu vor să taie sau câmii și nu să-ți copaci de sânt. Deci, să-i tai, pentru că așa se fac copaci într-o pași în altă. Nu doar sau câmii, și pomii. Da, nu, nu, nu. Sunt pomii și nu te lotă. Tu ai niciun sânt. Ce mi-a zis că nu poate intra? Aici era... Care pe cafa. Deci ce muci acolo, nu poți da cu mașină, cu gruă, nu poți putea la vitrine. Nu, 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 deci nu, că mănânc lumea a Budi. Băi, omul, îmi fac așa. Ulița de la Balastia. Da, de ieșit 2 metri, de 2 metri. Nu poți să-și micro. Acolo la ulița de Balastia. Am tăiat noi. Pentru că nu dau o soluție. Acolo sunteți 4-5 metri, 2-3, sunt să dau o soluție într-o ăla. O să-i punem o cartieră, te ocupi tu, îți dau cheiții. Să nu mai intri toți cu un gura acolo, că acolo e cel mai mult vizet. Ai văzut la acolo sau? Toți arunc pe gunoile. Păi exact, îți spune că sunt cu tu, cu tot felul de sași. Domnul primar, dar trebuie să te iei cu ceaia la Bădănău. Nu, aia. Nu, dar dau Bădănău, nu știu, gura că sunt oameni. Eu nu-ți intră mereu. Ei folosesc gunoile. Ei intră, mă, prin grădină. Zori îi intră la curtea, nu intră la curtea. Păi noi am tăiat pe acolo, eu că eu nu-ți mă gândeam, mă cer până aici. Dacă n-ai băcut acolo, să faci acolo, că nu știi că nu avea tați două. Acolo îți faci rău, să-l arunci cu noi, să strigi ceva, să-l pui balas, că nu știu la. Eu l-am difilat ceva să-i trebuie. Ca și la curiu. La pești. Ce știu, ce să ceva, dar poți să o speli cu mașina din mizerie și te-a tu acolo să-ți mașini cu mizerie. Sau sunt ăștia cu basculi și duc tot morozul, ce dărâmă lumea din sat. Da, asta e problemă. Cum e, nu știu eu la tine. Chiar domnul cu bară într-o și că aveți din dumneavoastră, nu dumneavoastră, o să ia cu bună, o trimis la curava din noi, acolo să-mi pierd, bună, ce-a dat, ce-a dat. Podul e stricat, dar nu trebuie. Mai trebuie acolo. Eu pot dat o planetară și două tamburi pe față, 110 milioane. Asta e? Sau vin și trebuie zile. Nu m-am făcut materiale, dar serios. Cum? Ok, sâmbătă și duminică avem ziua comună. Sâmbătă e simplă, dar cu artiști de zonă, dacă vreți vine foarte panel, el mă vedem aseară la ce parte de zonă. Dacă e interesat și vrea să sâmbătă mai mult de loși de comună,
Duminică am postat pe Facebook, nu știu exact, am zis, începând cu ora 2, artiștii ora avem în Iliau și până la ora 9, 9 jumate, când avem artifici. Dacă sunteți de vreți și vă face plăcere, eu vă invit pe toți acolo să spun pe toți în fața scenei. Voi stai mai puțin ca un tricolin sau aceea, așa, apoi de dare bani și nu știu. Da. Eu, ca să fiu sincer, să fiu sincer, nici am făcut toată asta, dar... Da, da, sună rolul, da. Până a fost și... Acum, dar am luat multe rolul, da. Poate și cum sună, dar... Chiar tot numai din... N-aș stau la multe până dimineața. Da, dacă nu mai sunt probleme, mulțumim pentru colaborare.